Bună seara! Continuăm astăzi studiul asupra psihicului uman. Și începem cu omulețul. Și astăzi vom vorbi, în continuarea sufletului, și o să facem legături și cu sufletul, despre șarpele Kundalini. Șarpele Kundalini, care se află în fiecare om, de obicei la nivelul chakrei 2, la baza coloanei. Șarpele Kundalini, adică îi se mai spune și energia vitală și sinele. Freud îi spunea acea parte nerefulată a subconștientului uman, da? Este cauza și scopul final al vieții, să știți. Acest șarpe Kundalini. De fapt, acest șarpe Kundalini este atât de important încât, ca să vă dau un exemplu, pentru el a venit Hristos pe pământ. N-a venit pentru îngeri, n-a venit pentru drepți, a venit pentru mine, omul crezut. Da? Ce se întâmplă? În primul rând, hai să înțelegem foarte clar de unde a apărut șarpele Kundalini. Ce-i cu șarpele Kundalini? Că niciodată nimeni n-a spus ce-i cu șarpele Kundalini. Și pe vremea lui Luc însemnând Lucifer, cel mai frumos înger creat de Dumnezeu, a avut loc prima cădere. Nu intrăm în amănunte, ce au zis Sfinții, că până aici sunt unii care au luat-o în pălării. S-a produs căderea luciferică. Căderea luciferică a făcut ca îngerii, asta înseamnă că are aripi, mă rog, înseamnă ca o molie. Dar să zicem că e înger. Da? Îngerii, deci îngerii de pe vremea lui Dumnezeu, au căzut. Și aici era, să zicem, cerul primordial. Și aici era întunericul absolut. Și au căzut. Ei, n-am zis-o eu. A zis-o chiar Sfântul Vasile cel Mare. E unul dintre multe lucruri bune pe care le-a spus, pe lângă unele greșeli. Și anume, s-a transformat în șarpe. Deci îngerii s-au transformat în șarpe. Din orice înger căzut, orice înger care cade și își pierde, că ce se întâmplă? Aici erau perfecți. Da? Creează Dumnezeu perfecți. Deci aveau atribute divine. Și cade. Buf! Și ce își pierde pe drum? Atributele divine. De ce? Pentru că aici se duc prin fiecare cer pe care îl cobor, îmi pierd din atributele divine. E foarte importantă treaba asta. Pentru că, să zicem, dacă e un înger care cade din cer 10, și există și îngeri din cer 10, da? Și mă duc până pe pământ, își pierde atributele divine și tot se transformă în șarpe. Deci orice înger născut în trup este șarpe la naștere. Deci își pierde toate atributele divine. Că rămân potențiale divine, asta este altceva. Dar își pierde atributele divine. Și atunci, exemplu, un înger al iubirii, în ce se va transforma prin cădere? Un înger al sexului. De asta, de multe ori, îngerii coborâți pe pământ sunt, mulți dintre ei, hiperactiv sexual. Bun. Dar nu asta este problema. E vorba de ce se întâmplă la cădere. Ce se transformă, de exemplu, curaj? Prin cădere. În agresivitate. Da? Și aici, dreptatea. În răzbunare. Deci toate principiile divine, toate calitățile divine, se transformă în ceva prin coborâre. Bun. Asta este mai puțin important. Asta era ca și cultură generală. Rest studiați voi. Dar ce rămâne și ce trebuie să înțelegem? Că orice înger coborât sau căzut se transformă în șarpe. Și asta este una dintre lucrurile pe care le-a ascuns Biserica. Că Biserica știe. De cele mai multe ori șarpele Kundalini doarme. Da?
Și în șarpele, deci în intermediul omului avem șarpele Kundalini și revenim la schema anterioară, sufletul și aici punem conștiința, îngerul păzitor. Spiritul de care ziceam noi. Da? Îngerul păzitor. Deci acea trinitate. Înger, repet, suflet, sine. Sau SK. Sau energia vitală. Da? Bun. Inițial, vreau să spun că acum aparatul de gândire care se creează la copiii din ziua de azi este cu totul altfel. Pe vremea mea, omul nu se trezea. Deci nu era treaz. Se trezea. Deci copilul se năștea, mă rog, trăia el ce trăia și pe la, până în 7 ani, șarpele Kundalini adormea, venea un înger păzitor al omului, un înger păzitor care de obicei se schimbă pe la 7 ani, da? Și prelua conducerea. Evident, instinctele ale cui rămân? Al șarpele Kundalini. Dar să știți că mai sunt și îngerii. Îngerii nu sunt toți perfecți. Îngerii au și ei dorințele lor, și ei greșelile lor, și ei atributele lor, și ei școala lor. Nici măcar îngerii nu sunt complet perfecți. Au și ei niște lucruri pe care nu le-au înțeles. Și atunci, ăsta dormea. Da? Deci e foarte important treaba asta. Pentru că, din cauza faptului că doarme apare trezirea spirituală la copiii care se nasc acum și copiii din cerul mare care se trezesc, care sunt direct treiși, ei nu mai trec prin trezirea spirituală, că nu mai dorm. Ei se transformă direct în oameni și automat nu trec prin faza trezirii spirituale. Nu mai ajung schizo. Pe când în vechea gardă, automat trezirea șapelui Kundalini ducea la schismă. Schismă între ceea ce credea el despre el însuși, prin intermediul Îngerului Păzitor, și ceea ce e la nivel interior. Bun. Revenim. Deci, orice înger care coboară se transformă în șarpe. Bun. Ce s-a întâmplat? Noi avem impresia. Există șerpi. Există șerpișori mici și există pitoni. Și există entități spirituale foarte mari. Eu mă amuz de plinătatea mai marilor tuturor și a episcopilor și a Domnului, există demoni la care Biserica Ortodoxă e un fel de, cum să zic eu, negreală de sâmbunghie la un demon. Atât sunt de mari. Eu am rămas supărat, că n-am vrut început să studiez și demonii. Domnule, sunt unii demoni de stămintea lor. Te uiți la el ca la Gulliver. Nici nu știi de unde să iei. Și n-ai ce să-i faci. Atât de mari sunt. Ce s-a întâmplat? Odată cu căderea, evident că au căzut entitățile astea mari. Care sunt? Șerpi. Pardon. Scuzați. Șerpi. Scorpii. Dragoni. Căpetenii. Nu știu dacă e chiar ordinea asta. Nu. Balauri. Pentru că ăștia sunt ca aia din poveste. Nu degeaba a avut poporul român poveștile cu balauri, cu 3 capete și, sau cu 5 capete, îi tăiai 4, îi creștea altul la loc, îi creșteau mai multe și tot așa. Că le-au păstrat lumea spirituală la nivel de poveste. Cu vrăjitoarea, cu apa bună, apa rea, apa vie, apa moarte, etc. Deci ăștia sunt căzuți de pe vremea lui Lucifer. Ei nu au noțiunea de bine și de rău. Toată lumea, și aici a greșit Sfântul Vasile cel Mare, toată lumea consideră că ei sunt răi. Hello! N-a știut. E ca și cum ai condamna un soldat pentru ce a făcut un general. Erau urmat ordinele generalului. Nu sunt ei vinovați. Sunt unii care vor să întoarcă la Dumnezeu. Nu trebuie să le dăm și nu trebuie să-i blestemăm. Da? Ei! Șerpii ăstea, scorpile, dragonii, căpetenile, balaurii, da? Nu toți sunt răi. Dar n-au nici noțiunea de bine și de rău. Dar nu mi-e rușine nici cu îngerii, pentru că nici îngerii fac voia lui Dumnezeu din intuiție, din instinct. Nu pentru că au o conștiință extraordinară dezvoltată, pentru că dacă le iei acea legătură cu Dumnezeu, fac și ei prostii mai mari decât demonii. Adică dacă îi lasă Dumnezeu să-și facă de capul lor, apoi fac prostii. Și atunci,
Ăștia sunt cei care trebuiesc educați. Evident că în evoluția spirituală trebuie să treci peste ăștia. Un șarpe, o scorpie înseamnă, nu știu, 3-4 mii de șerpi. Și tot așa. Automat, pe măsură ce crești, o să întâlnești din ce în ce mai mari. Și în evoluția spirituală, fără să vrei, vin peste tine. Ajungi la un nivel spiritual, pac, îl atragi. Cu cât ai lumină mai mare, cu atât atragi un drac mai mare. Până când ajungi, evident, că tot începi și se termină cu Domnul Luc. Mă refer la Lucifer. Ca idee. Deci începi să te bați cu ăștia și la sfârșit te întâlnești cu Luc. Cu Lucifer. Ei, abia după ce ai trecut de Lucifer, există, aici este o altă ogovoriță a Bisericii, și anume că Iisus Hristos este singurul Fiul de Dumnezeu. Fals! Iisus Hristos este al 33-lea Fiul de Dumnezeu. De Dumnezeu. Nu este unicul. Asta a vrut ca să biserica aia singura, unica. Dar chiar și așa. Imaginați-vă că Universul material are 15,5 miliarde de ani. Păi 33 de fii de Dumnezeu la 15,5 miliarde de ani înseamnă 2 și ceva. Nu? 2 și un pic. Pe miliarde de ani. Adică înseamnă 1 la 500 de milioane. Milioane de ani. Păi scuzați-vă. E mic procentaj. Chiar și așa. Eu nu contez medicul lui Iisus, dar mie îmi place adevărul. Deci Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Dar nu este unicul. Da? Și bani în contra, acum sunt 34, ca să ne fie clar. Și să fim înțeleși. Bun. Și atunci se întâmplă următorul fenomen. Deci, și ajungem. Și ăsta e final. Nu poți să ajungi la Dumnezeu până când nu treci peste Lucifer. Acum am vorbit despre elementele negative. Are om. Și haideți să vorbim un pic despre șapte Kundalini. Întrebați. Atributele lui. Șarpele Kundalini are atributele omului. Cum îngerii au atributele oamenilor, cum îngerii și oamenii au atributele lui Dumnezeu. Deci are atribute. Însușiri. Adică, sunt dotați cu inteligență? Absolut da. Ce a zis Mântuitorul? Fiți înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbeii. Hello! Ce a zis? Că șerpii sunt înțelepți. Deci există o înțelepciune. Da? Ce au? Agresivitatea. Au. Care, în opoziție cu divinitatea, ce ar fi? Blândețe. Asta n-ar fi... Dar inteligența ce înseamnă? La atribute divine. Înțelepciune. Care e altceva. Înțelepciunea nu e așa lucru cu inteligența. Inteligent e și dracu. Înțelept. E doar din Dumnezeu. Și, mă rog, atributele divine. Agresivitate, blândețe. După aia, ce mai am? Iubire. Mă rog, ură. Iubire. Deci și șerpii au iubire. Au și iubirea lor. Este mai aproape de. Etc. Sunt o grămadă. Deci toate atributele au până și frumusețe. Pentru că există șerpi care au care mai poartă pe ei gradele pe care le-au avut în cer. Adică, imaginați-vă un cap de dragon cu nestemată. Li s-au păsat. Ei sunt toți frumoși. Sunt urâți. Da? Sunt toți frumoși. Chiar în urățenia lor. Da? Au culori. În funcție de nivelul la care au ajuns. În funcție de ceea ce au înăuntru. În funcție de dacă sunt de luptă, sunt verzi. Dacă sunt de sexualitate, sunt roșii. Dacă sunt de vindecători, sunt albaștri. Vorbești de dragoni? Nu. Vorbesc inclusiv de șerpi. Pot să fie albi. Am întâlnit, de exemplu,
la Palma de Mallorca, în peșteră, există un dragon care e meloman. Deci meloman. De ce? Pentru că lui îi place să se cânte muzică clasică. Nu poți să cânti. Deci, ca să înțelegeți, fiecare loc are un dragon al lui, un spațiu al lui. Deci nu poți să faci un restaurant pe un dragon care vrea o sală de lupte. Că nu merge. Dă faliment. Ei, în peștera de la Palma de Mallorca este un dragon și acolo se cântă muzică clasică, pe lac. Da? Lumea ascultă concertul, pleacă, vin alții. Pentru că lui îi place. Un dragon cu 7 capete. La Palma. Da? Și e foarte frumos. Și e special. Da? Deci nu înseamnă că e rău. Nu au atribute de genul ăsta. Nu toți sunt răi. Evident că din punctul... Evident că sunt sexuali. Deci toți dragonii se acerbează instincte. Foame, sex, ce vreți voi, agresivitate. Dar asta nu înseamnă că ei sunt răi. Nu au noțiunea de bine și de rău. Asta. În primul rând că eu nu sunt de acord la ora actuală că sexualitatea este un lucru rău. Faptul că un om alege să practice abstinența sau continența este problema lui, dar nu înseamnă că e un păcat. Asta este cea mai mare prostie pe care a răspândit-o creștinismul, și anume faptul că a transformat poporul român într-o nație de frustrați sexual. De ce? Pentru că în momentul în care spun eu, nu-i bine, arzi în iad, arzi în iad, dacă nu știu ce, nu mă gând să mai scoală. Că zici, crezi că te duci în iad. Și normal. Deci la mine vin toți cei care au fost călugări în altă viață, că n-au erecție sau ejaculare precoce, pentru că în momentul în care lui s-a repetat că cât stai în femeie, atunci atâta stai în iad, el a înțeles și evident că termină repede ca să nu se ducă în iad. Și asta e tot. Bun. Revenim. Așa determină caracteristice din alte vieți șarpele Kundalini. Șarpele Kundalini păstrează, deci este eul nostru cel mai profund, ăla care se întrupează. În rest, astea sunt darul divin. Ăsta sunt eu. Tot ce primesc ca dar divin, bunătate, blândețe, înțelepciune, toleranță, toate astea sunt daruri divine. Ăsta sunt eu. Ei, în momentul în care mor, da? Eu mă duc la nivelul la vibrațional pe care l-am întins, da? Când mă cobor din nou pe pământ, mă nasc din nou, tot aici ajung. Îmi las acasă, înțelepciune. Și Dumnezeu mi-o dă în funcție de planul vieții actuale. Și în funcție de planul vieții actuale primești și Îngerul Păzitor și Sufletul și, bineînțeles, de vârsta mea astrală sau ce am făcut eu în alte vieți. Deci depinde foarte mult de ce am făcut eu în alte vieți. Determină caracterul omului, nu? Determină caracterul omului? Șarpele Kundalini? Șarpele Kundalini este om. Este. Ăla e om. Ăla este Îngerul Păzitor și Dumnezeu. Ăsta e om. În analiză, când se face analiza unui om, tu începi și povestești. La, 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 și te eliberezi. De fapt, ce se întâmplă? Problema este alta. De ce spunea Freud? Că asta o spun pentru psihologii care urmăresc. Asta e subconștientul. Profund. Pentru că subconștient e de aici până aici. Tot ce nu ne vine în minte dintr-o dată este în toate, la toate nivelurile, da? Că avem cele trei triunghiuri, da? Bun. Deci asta e subconștientul profund. La nivel de subconștient profund, noi adunăm toate memoriile care le-am aici preșul ăla. Unde aruncăm tot ce ne place. Și aici se adună. Culmea, orice memorie este formată din entități. E o sferă care conține șerpișori și toate entitățile care s-au întâmplat la momentul ăsta. Deci noi, la nivel de subconștient profund, ce suntem? Deci e șarpele Kundalini și o grămadă de șerpișori pe lângă. Deci o cloacă. Tu prin analiză și prin spovedanie ce faci? Elimine entitățile astea nici până când ajunge la tine. Și aici mai există ceva. Subpersonalitatea paternă și subpersonalitatea maternă. De asta spune Freud. Când te-ai eliberat de subpersonalitatea maternă și paternă, analiza personală s-a încheiat. Pentru că pe noi sunt inclusiv proiecțiile părinților, energia lor negativă. Energia negativă a părinților noștri se manifestă prin noi. Și în momentul în care tu ți-ai dat seama, ăsta sunt eu,
asta vine de la tatăl meu, asta vine de la mama mea, în momentul respectiv știi foarte clar cine sunt eu. Dar ca să ajung acolo, trebuie să elimin tot ce este în subconștientul profund. Care se face când la ce ai simțit, ce ai făcut cu... O spovedă. Asta e. Spovedă. Până la urmă, psihoterapeutul este un duhovnic. Și îți povestesc. Bun. Revenim. Mă rog, trebuia să lăsăm puțină. Șarpele Kundalini. Ce mai avem? Ce mai trebuie să zic? Are anumite dimensiuni, da? Da. Are anumite dimensiuni. Dimensiunea este dată de vârsta astrală. De vârsta astrală. Da? El crește. Asta e nu da. Deci, el are dimensiune vârstă. Care este caracteristicile lui? Importante. Vârsta astrală. Pentru că nu interesează EBF-ul pe total. Că nu mă interesează Îngerul Păzitor. Doar dacă vreau să știu așa. Dacă are un Înger Păzitor cu Dorin. Eu mă adresez ca terapeut, ca duhovnic, ca mentor, ca maestru, ca îndrumător, ca ce vreau să văd ce e cu asta aici. Vârsta astrală. Păi evident. Că dacă vârsta astrală mai mare de 4,5 miliarde de ani înseamnă că este venit de pe altă planetă, dacă e mai mică, e pământean. E vine de pe Pământ. Că și ăștia mai mari decât 4,5 pot să fie fii de Dumnezeu de care am vorbit de cei 144.000, pot să fie extraterestri, pot să fie îngeri coborâți să ajute oamenii, îndrumători, pot să fie orice. Ok? Și atunci mă interesează vârsta astrală. Plus că vârsta astrală îmi dă dimensiunea. Că unul care are 3,5 miliarde de ani față de unul care are 9 e ca ghereta pasnicului pe lângă un bloc cu 10 etaje. Sau, există dimensiuni și mai mari, e ca și cum ai este ce frumos pe lună, atât de mare e raportul între un om simplu și o vârstă astrală foarte mare. Unul cu vârstă astrală mare e cât o planetă. De asta. Da? Deci vârsta astrală. Ce mă interesează la astrală? EBF-ul. EBF-ul dă date despre karma lui. Despre beneficitatea lui, despre cât de bun e. Pentru că îmi spune ce programe negative are. În raport cu lumina din el. Cu cât are BF-ul mai mare, cu atât e mai bunuț. Evident că dacă are BF-ul peste 90, la naștere, există, a fost ori sfânt în altă dată, mă rog, poate să mai plimbă și mai pupă moaștele pe aici, prin țară. Ori este un înger coborât să ajute oameni, da? Mie îmi place de asta, că se duc unii care sunt, mă rog, pe Pământ s-au născut Sfinții. Știți că e ultima ispita Sfinților. Ultima ispita Sfinților se face pe Pământ, nu în Cer. Și atunci, Sfinții din Cer s-au coborât pe Pământ. Și sunt pe Pământ. Și mi-e drag de ei așa, că, când îi văd că se duc să-și pupe moaștele. Dar nu pot să nu mă amuz. Deci e haios. E hilar. Da. 2. De ce BF-ul? Se măsoară BF-ul. Energia benefică fundamentală. Asta am dat date despre karma lui, despre cât de bun este la nivel interior. Toate astea, da? Ce mă interesează? DH. Lumina interioară. Păi spune în ce cer e. Din ce cer vine. Da? Toată lumea are impresia că dacă îngerii sunt în biserică. Fals! Nu. Nu. Deci am cunoscut îngeri peste tot. În muzică, în școală, în aia. Inclusiv am văzut prostituate îngeri. Nu știu de ce. Sunt acolo misionarul personal, habar n-am. Dar erau acolo. Eu n-am făcut decât să observ. Ceea ce a fost foarte interesant de altfel. Mi-a schimbat și mie toate paradigmele. Deci, revenim. DH-ul. Lumina interioară. Foarte importantă. Îmi dă date despre locul de unde vine un om, cum urcă, cum coboară, cum a făcut păcate împotriva cerului, Duhul Sfânt, cum a făcut un alt. Da? Ce mai pot să aflu? Foarte mult, foarte important. Capacitatea de iertare. Oamenii nu știu să ierte. Da? Și în funcție de asta se întâmplă lucruri. Pentru că neiertarea
duce la boli grave, cancer, etc. Sunt multe. Deci toate valorile care se măsoară, se măsoară la nivel de sine. Nu mă interesează la nivel de exterior. La nivel de sine. Bun. Deci, absolut toate valorile radiestezice se măsoară la nivel de sine. Ales nu mă interesează. Da? Ce mă interesează pe mine? Evident. În ce măsură sunt unite? Conștiința cu sinele. Conștiința cu sufletul. Sufletul cu șapele Kundalini. De ce? Pentru că dacă șapele Kundalini, să zicem, este unit 100% cu sufletul, ce înseamnă asta? Cum face ce zice inima? Adică face din suflet. Dacă are unită ăsta cu conștiința, adică nu, cu gândirea, nu cu Îngerul Păstor, cu mintea. Ce zice? Că face totul rațional. Deci mă interesează și parametrii ăștia. Dar acum discutăm așa, în mare, ca să înțelegem că ăsta este cel pentru care este această viață. Bun, ce se întâmplă cu șarpele Kundalini? La un moment dat se trezește, nu? Și când se trezește, apare schismă. Schisma între conștiință și sine. Asta este schizul. Se trezește. Ce? Explică-ne puțin trezirea. Se trezește. Dom'le, v-ați trezit vreodată din pat dimineața? Și să vă gândiți așa, bă, dar unde sunt? Nu se întâmplă niciodată să fiți destul de obosit să zici, bă, dar unde sunt? Sunt acasă? Sunt la munte? Sunt? Nu mai știu unde ești. Bun. Cam așa se întâmplă cu șarpele Kundalini. Se trezește. Și nu știe cine e. Da? Se trezește. Se vede că e în trup. Opa, nu înțelege unii care sunt bărbați. Am sâni. Adică poate să fie foarte ciudată trezirea asta. Aoleu, au. Ați înțeles de ce? Pentru că e ca și cum el nu are noțiunea de spațiu și de timp. Și el a dormit acum poate că sute de mii de ani și se trezește. Se trezește, ultima oară a fost bărbat, e ca și cum v-ați trezit, v-ați cu ce, voi aveți noțiunea de cât ați dormit? Te-ai culcat azi la 10 și te trezești mâine. N-am zis-o eu, zice Biblia. Nu știu dacă știți despre pilda celor, nu știu câți erau, 7 tineri, că erau prigoniți, că erau creștini și s-au ascuns într-o peșteră și au adormit 372 de ani. Și s-au trezit pe vremea când creștinism era, mă rog, devenise legitim, ca să zic așa. O găsiți în rugăciune pentru bolnavi care nu pot dormi. Da? Și a hrănit cu semințe și a dormit 372 de ani. Deci, când te culci, nu știi când te mai trezești. Asta e farmecul somnului. Da? Bun. Și se trezește șarpele ăsta și zice, opa. Și ultima oară când s-a culcat el, era bărbat. Și se trezește tău. Și a crăpat. Și evident că nu ești foarte fericit că înainte aveai un cucui și acum ai o crăpătură. Da? Așa. Bărbații sunt foarte mândri de cucuiul lor. Și se trezește și-a precut dar ei. Bun. Și începe să urască. Wow. De ce? Pentru că nouă creștinismul a dat ideea că femeia e inferioară. Femeia e cea rea, femeia e cea prin care a venit rău, femeia este sursa tuturor relor, etc. Și automat există, la toți cei care sunt creștini, femeia e de vină, femeia era, ea e sursa tuturor. Și atunci ce fac? Încep să se auto-vinovățească. De asta femeile, foste creștine, bărbați creștini, preoți și ceva, se fapt să urăsc pe ele însele. Și orice lucru are o explicație logică. Trebuie să înțelegi. Orice lucru are o expirație. Nu există asta că așa a avut Dumnezeu. Așa a avut Dumnezeu este explicația tuturor celor care au o lentoare mentală. Și nu vor să gândească și nu vor să folosească aparatul ăsta dat de Dumnezeu care se numește creier. Evident că e mult mai ușor să iei de-a gata tot ce au zis alții care era sfinți. Bun. Un bărbat care se trezește într-un trup de femeie, un bărbat misogin, ce să va avea boală autoimune, se va chinui singură. Dacă a chinui femeile, evident că va mânca și ea bătaie. Nu? O să atragă. De asta psihologia din ziua de azi e un pic de căcat. Pentru că, un pic mai mult.
Pentru că ea pune foarte mult accentul pe educație. Bă, copii, educația e aici și aici. Dacă eu am program să-i mirnesc pe toți, când s-au dus astea, uite, osul ăsta, unde i-a mirnit ăla. De-aia, în două familii, educația e un vax albina, educația la ora actuală. Grădiniță, școală, facultate. Nu e profundă. Nu e la nivel de sine. Nu e educație. E spoială. De asta, în momentul în care apare cu adevărat sinele, începem să avem probleme. Că nu se face educație la nivelul ăsta. Se face la asta. Cum facem educația la nivel de sine? În primul rând, trebuie să știi că există. În al doilea rând, trebuie să vezi dacă unul îi trează. Că și la mine vin ăștia și eu le explic. Doamne, puteți să... Eu pot să vă spun, dar încă nu sunteți pregătiți de zavați. Ce zavați? Când o să vă treziți, veniți a doua oră. Că știu că sunt adormiți. Da. Vreau să vă spun chiar dacă... E o informație pierdută? Nu. Nu. Poți să-i spui uneori chiar dacă nu e trezit. De ce? Pentru că la un moment dat își poate recunoaște stările. Și poate să-i rămână în minte ce i-ai spus. Dau un exemplu. Era, aveam o maestră avocată. Și maestra asta mea vine într-o zi cu niște ochi mari. Și zice... O aștept și ce-ai pățit? Aud voci. Păi și zic, și nu v-am povestit că trezirea spirituală vă face să auziți, să vedeți? Da. Dar aud mai multe. Și care e problema? Păi e îngerul, e demonul, e Dumnezeu. Da. Dar nu știu care sunt eu. Problema este să identifici în vacarul ăsta din lumea spirituală cine ești tu, care sunt eu înăuntru meu. Dincolo de înger, dincolo de Dumnezeu, dincolo de demon. Adică să mă identific pe mine însumi. Asta este greu. În momentul în care m-am identificat pe mine însumi, dincolo este ușor. Pot să accept sau nu accept să fac rău, pot să accept sau să nu accept ce vrea binele, dar știu cine sunt eu. În noi anul ăsta de gând. Bun. Deci el se trezește. Care sunt factorii care determină această trezire? Nu. Trezirea asta poate să fie determinată de orice. Deci trezirea poate să fie dată de un accident, de un act de magie, se poate întâmpla spontan, poate să fie cauzată de... ai căzut din pat. Poate să fie o traumă sufletească. Deci suferă din cauza unei despărțiri, de un om iubit, că i-a murit cineva. Deci fiecare are programul lui de trezire. Deci fiecare se trezește la momentul lui. Și asta să știți că e decisă de Dumnezeu. Nici de mine, nici de nimeni nu are. Este un atribut efectiv divin. De ce? Pentru că somnul este divin. Somnul este, da, de niște entități benefice. Entități benefice specializate. Care induc somnul, acel N. Da. Care vine pe la gene. De fapt este o entitate benefică care dă somn. În momentul în care ți se ia somnul, este nasol. Nu e bine. Dar asta nu înseamnă că trebuie neapărat să dormi. Somnul este doar pentru refacerea spiritului. Dacă ai posibilitatea să ții informația și energia de la Dumnezeu, din spațiu, din unde vreți voi, fără să dormi, e absolut perfect. Nu este neapărat necesar. Toată lumea... Oamenii încep să aibă insomnii. Și când încep să ai insomnii, primul lucru care te sperie este că nu dormi. Nu faptul că ai insomnie. Și să mai speriați de faptul că nu dormi decât de insomnia în sine. În loc să stai liniștit, bă, asta e, nu dorm, perfect, îmi văd de treaba, mai citesc, mai mă uit la aia, mai așa, e deja să sperie, iau medicamente și intră în grie. Nu. Orice trezire spirituală are ca și, se cheamă, consecință, insomnie. Trezirea spirituală duce la insomnie. Bine, de asta puteți să discutăm la trezirea spirituală. Întreabă cineva, trezirea spirituală este un dar divin? Nu e un dar divin. Este pur și simplu un fapt. Un proces. Un proces de evoluție. E firesc în procesul de evoluție a unui om. Trezirea spirituală. Pur și simplu ăsta se trezește și începe să urce. Bineînțeles că se întâmplă accidente. Cam avut. Deci ăsta este canalul central și șarpe cundalini începe să urce în sus. Pe canalul central. Dar am avut cazuri când la copii, la
cum se cheamă, la alți oameni. El a luat-o în jos. Pentru că nu vrea. Deci sunt spirite care sunt supărate pe Dumnezeu și atunci ei nu vor să urce în lumină. Dintr-un anumit motiv, din altă viață, Dumnezeu știe. Și atunci ele se duc spre întuneric. Și să există posibilitatea să ducă până la minus. Am avut spirite de astea evadate, fugite, care s-au dus până la nivel de cer. Cer minus 4. Anticer, de fapt. Da? Minus 4. Au fugit. Pur și simplu au ieșit din corp și au fugit, că nu vreau să audă de Dumnezeu. Erau supărați pe Dumnezeu. Da? Mai departe. El începe să urce la fiecare ceacră, aici în 2. Începe să-și rezolve din probleme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da? La fiecare ceacră el relaționează cu alte spirite. Legăturile, asta nu înțeleg oameni. M-a legat. M-a legat. Domnule, eu sunt legat foarte des. Orice om care se gândește la mine și vrea să și îmi pune o întrebare și așteaptă un răspuns la mine, mi se leagă aici, de ceacra gâtului. Asta înseamnă că trebuie să-l omor. Asta este principiul Universului, este prin stringuri. Ne legăm unii de alții în funcție de nevoile noastre și ei, ceacra, deci legăturile astea, se duc la ăsta, la șarpe Kundalini. Și se leagă. Evident că poate să trimite legături pe toate, pe toți centrii energetici. Și asta se poate produce involuntar. Asta înseamnă m-a legat, mi-a făcut farmece. Pur și simplu, e o relație karmică, o relație de iubire, așa se bazează, așa arată. Tuf, părinții, știți? Părinții hiperprotectori trimit chakre, trimit stringuri la toate nivelurile. 7 chakre găsești de la părinții. Stringuri. Stringuri. 7 stringuri de la părinții hiperprotectori. Așa sunt copiii. Evident că nu mai pot să fac nimic dacă am toți centrii ăștia blocați. Și efectiv sunt ca niște roboțeni. Și cu ghidonează ca păpușele. Sunt multe cazuri. Iubitele cu iubiții. Iubiții cu iubitele. Ăștia hipergeloși, hiperdominatorii. Ăștia care... Unde ești? Ce faci? Când vii? Păi e un sfert de oră, a trecut. Scăpați de ei. Ăștia vă mănâncă sufletul. Așa sunt. Ca americanii cu petrol. Deci, da? Ăștia... La revedere. Facem pachet. Pachet și la revedere. Deci, trimite stringuri. Aici sunt stringuri de la nivel de sine, da? Dar pot să fie stringuri de, din suflet. Pot să fie de la toate nivelurile. Evident. Când vreau să vorbesc cu cineva, să ce string pe chakra gâtului. O coară. Uf. Și te leagă. În general, când am conferințe de făcut, sau cursuri într-o anumită, mă trag tot. Asta e principiul după care te duci să ții niște cursuri. Se adună unul, nu te poate trage. Doi, nu te pot trage. Trei, patru, dacă când sunt 100 și trimit toți stringuri, evident te trag înapoi. Părintele Argat înțelesese, știți? Și la un moment dat îi spune ceva, Părinte, mă luați-mi și dumneavoastră o pauză, sunteți bătrâni. Duceți-vă la Ierusalim. Se duce Părintele la Ierusalim, n-a stat o săptămână. Și vine înapoi. Și toți bucurăși ne ducem la el. Și... Părinte, dar de ce n-ați mai stat? Păi am putut. Nu m-ați tras voi înapoi. Dacă era drăguță. Păi am putut. Nu m-ați tras voi înapoi. Că trimit oamenii stringuri. Și poac, și te trage înapoi. Da? Mai departe. Deci, șinele ăsta urcă în funcție de evoluția lui. Urcă la nivelul centrilor energetici. Urcând la nivelul centrilor energetici și el se... Fiecare dintre noi trecem prin această trezire, nu? Absolut. Și obligatoriu. Se manifestă diferit? Se manifestă diferit de la unii la alții. Dom'le, am încercat să aflu ce determină oamenii să ajungă în spitale. Factorul și numitorul comun. Al... Mă refer la cei care o iau în bălării. Și factorul comun este orgoliu.
Sunt oameni care au un orgoliu excesiv, dar care nu se trezesc totuși. Nu. Cei care se trezesc, se trezesc toți. Da. Cei care și nu mai pot să se stăpânească și încep să amestece lumile și nu mai ascultă de nimeni. Nu mai ascultă de nimeni, îi primesc mesaje și își bate joc dracu de ei. Și își bate joc rău de ei rău. Adică, cum spun eu, cel mai mare pericol nu știu cum s-a numit, eram eu student și era o carte care s-a publicat în broșuri. Nu știu dacă nu Castelul din Rocambol. Și e vorba de unul care își vinde sufletul. Și nu e conștient de ceea ce face nu știu cât timp. Dom'le, dar face niște gogonmănii imense. Deci problema nu este că a ajuns la ospiciu sau știu. Problema este de prostiile pe care poți să le faci sub influența răului. Da? Aia sunt bele. Deci orgoliu. Orgoliu este cel mai periculos lucru pentru cineva. De ce? Pentru că în momentul respectiv nu mai ascultă nimeni și pentru ce vrei. Nu interesează ce zice lumea, societatea, părinții. Dar să știți că nu trebuie. Am văzut trezirea reîngerilor în năbădăi. Care nu fac decât ce vor ei. Pentru că există un orgoliu, inclusiv al îngerilor care au slujit și slujesc lui Dumnezeu. Deci până capătă ei conștiință de sine și știu cine sunt, un înger care se trezește face pe mai mari decât un demon. Da? Și asta începe să urce. Bun, ce face? Iese. La un moment dat iese. Și apare ceea ce se numește... Știți? Eliberare. Sau... Floare... De... Lotus. De ce e importantă? Poți să șterg asta, da? De ce este importantă? Pentru că șarpele Kundalini, știți cum arată? Mi se spune mă rog, cred că înțelegeți că stai culcat, da? Mi se spune floarea cu 1000 de perlare. El e ca un boboc. În momentul în care ajunge și iese din cor, să zicem, ăsta e capul omului, da? Facem ochi așa. Da? Facem și ochi. Ei, în momentul în care iese prin chakra coroanei, el se deschide exact ca o fântână arteziană. Înfloriște exact ca un lotus. Dar exact ca un lotus. Și începe să emită lumină. Asta se spune floarea de lotus. Cât timp? Ce? Cât timp ce? Se produce imediat? Nu. Asta se produce în meditație. Deci ieși și sunt aia. În momentul în care ajung în floarea de lotus, ăștia sunt văzduhiști așa. Sunt zen. Nu-i mai interesează sexul, lumea asta, bani, n-au ce treabă. Bun. Sunt așa. Zdent. Bun. Nu-i rău. Asta este o etapă. De multe ori este confundată. Pentru că există următoarea etapă. Deci asta este eliberarea. Da? Deci e trezirea. O luăm așa frumos. Somn. Trezire. Eliberarea. Și transformarea. Este transformarea... Bine, asta e o informație care, nu știu, o dau pentru că am auzit atâtea tâmpenii. Sunt maicile mei care n-au înțeles ce e transformarea. Deci, șarpele Kundalini vine și se întoarce. Se poate face și o meditație. Și se duce odată, de două ori, de trei ori și se transformă în om. Adică, șarpele ăsta Kundalini, din om... Deci asta ce este, de fapt? O larvă, domnule.
Asta e larva și corpul ce e? Cum să vă zic eu? Pupa aia în care trăiește. Numai că e o pupă care se mișcă. Da, ăsta e sinele unui. Omida. Și se transformă în fluture. Se transformă în om. Adică ăsta se transformă în ăsta. Care intră în omul respectiv. Stă în omul respectiv. Că drăguț a fost întrebarea unui maestre al meu. Zice, băi, zice, eu dacă mă măsor pe mine, îmi iese că sunt în mine. Dacă măsor, dacă șapele Kundalini este în mine, îmi iese că nu mai e, nu e în mine. Cum adică? Sunt în mine și totuși nu sunt în mine. Și îi spun, pentru că șapele tău Kundalini nu mai e șapele Kundalini și te-ai transformat în om. Aaaa. Normal că dacă te-ai transformat, nu mai e șapele Kundalini în tine. Ai om, tu. Și de aici continuă etapele. Ai făcut bine. Capeți, alipiar. Ai făcut bine. Capeți, cununi. Ai făcut bine. Capeți, darul divin. Bunătate. Iubire. Blândețe. Curaj. Ce vreți voi? Forță spirituală. Darul de a scoate demoni, de a vedea în trecut, în viitor, etc. Toate sunt daruri divine. Și toate, toți ăștia vin aici. Pentru Biserica Ortodoxă. Toți Sfinții au fost draci. Deci nu e un Sfânt care să nu fi fost drac pe Pământ. Toți au fost mai tineri cu noi. Afară de Hristos. Hristos s-a născut om. Are alt tip de naștere. Dar toți Sfinții au fost mai întâi dreaci. Pentru că mi s-a întâmplat următoarea chestie. Aia de la radiestezie, nu mai știu cum să mă demnichilez. Și spuneau elevilor, așa nu e un demon întrupat. Evident că e adevărat că sunt un demon întrupat. Păi dacă și eu am fost șarpe cu noi, cum naiba să nu fiu și eu demon întrupat? Și ăștia măsura, e adevărat. Sută. Dar nu s-au gândit să, băi, comandorul, ce dai aia? Nu-i tot drac întrupat? Vlad Drusescu ce e? Nu-i tot demon întrupat? Nu e, ci îngerii. Tot demoni întrupați au fost. Păi dacă au fost și în Kundalini, au fost demoni întrupați? Corect? Corect. Și în Targi și în de asta vă zic. Tot ce vedeți voi în cărțile de ortodoxie au fost mai întâi ca și voi. Șerpi. Bun. Știu că asta rămâne. Știți? Și nu o să poată să o șteargă nimeni. Niciodată. Că în adevăr. Și asta e. Da? Bun. Deci nu discutăm de Hristos. Nașterea Lui are alte conotații. Eu vorbesc de oameni născuți prin sex. Normal. Că altfel nu se poate. Și toți Sfinții Ortodoși s-au născut prin sex, din bărbat și o femeie. Că dacă era o nanie, nu mai ieșeau. Și atunci, toți au fost, au trecut etapele astea. Poți să stea în biserica și așa, și așa, și așa. Asta e un adevăr care rămâne. Mai departe. După trezirea, ai posibilitatea să alegi să pleci? Da. Cu singur amendament. Singurul moment în care poți să alegi să pleci este momentul la eliberării spirituale. Când ești un eliberat. Când ești un eliberat, ce înseamnă a fi eliberat? Înseamnă că am ajuns de aici, aici și înseamnă că mi-am plătit toate karma. Pentru că ceea ce mă ține pe mine legat de pământ, ceea ce ține șapele Kundalini aici, sunt stringurile. Cu alte persoane. Deci noi pe pământ suntem datorită karmelor. Și atunci, ca eu să pot să mă eliberez, plătesc asta. Deci eliberat înseamnă că mi-am plătit toate karmele. Corect? Nu mai am niciun string. Bun. Și atunci pot să plec. Dar pierd asta. Dar pot să formez alte stringuri? Pot să formez alte stringuri sau pur și simplu pot să rămâi prin proprie voință. Nu e nicio problemă. Pot să rămâi prin proprie voință.
că și apostolii la fel. N-are importanță că l-a chemat Timon. Și vreau să mai spun ceva. Apostolii nici măcar nu s-au dus în cer 10 din primul. Mai venim pe pământ. Nici măcar apostolii nu și-au terminat întrupările. Apostolii la ora actuală sunt pe pământ. Toți. Așa că nu e așa ușor să ajungi în 10. Dacă nu au ajuns nici apostolii după 3 ani jumate de stat cu Mântuitorul. Și după 50 de ani de propovăduit creștinism. Da? Cu atât mai ușor. Și, sincer, stau să mă gândesc. Nu știu câți din apostoli sunt fii de Dumnezeu. Mai gândesc la această idee. Dar, revenim. Trebuie să înțelegeți că orice om, asta este partea pozitivă. Și există partea negativă. Ăsta se întoarce, se transformă, alege rău și devine ăsta vrea să fie Elia. Tuf. Deci, sunt deschise oportunitățile pentru oricine. Să devină ori rege, ori demon. Ăștia, șerpii cundalinii, șerpi, scorpii, dragoni, balauri, ăștia n-au noțiunea de bine și de rău. Pot fi învățați să facă bine. Ăștia sunt cu adevărații demoni, pentru că ăștia au ales rău, ăștia au ales să lupte împotriva lui Dumnezeu. Dragonii nu. Nu știu. De asta, de multe ori, există la un moment dat în literatură o deosebire între demon și daimon. Daimonii sunt socotiți ăștia, care n-au noțiunea de bine și de rău, dar nu s-au transformat încă în demoni, pentru că ei au posibilitatea să aleagă la un moment dat pe ce care vor să meargă. Da? Deci poți să te transformi prin trezire ori în înger, ori în demon. Am făcut tot după asta. Nu? I-am făcut aripile ca de Ilia, dar mă rog, n-am reușit. Și am făcut și codiță. Am și un pământ ofuncat. Ca să fie... Să facem și cioc. Ați înțeles? Mai departe. Vorbește-ne puțin de atacurile la nivel de SK. Nu. Bine. Am înțeles că poate fi legat, tăiat... Bun. Legat. Legate pot să fie câmpurile. Poate să fie legată mintea. Poate să fie legat... Inima. Masonii leagă inima cu 33 de legături. Ăștia țiganii leagă cu 99. Evreii leagă cu 78. În funcție de arcane. Deci el poate fi legat, tăiat. Toate atacurile vreau să facă în viață așa. Dar nu vorbesc de asta. Nu e treaba voastră. Putem să ne creștem puterea pe caului? Da. Puterea secaului crește prin păpică. Mâncând. Puterea secaului se crește prin continență. Nu abstinență. Prin continență. Și prin abstinență. De fapt, și prin abstinență poți să-l crești. Numai că crește foarte mult presiunea, tensiunea. Mă rog, asta. Energia sexuală și îți afectează. Poate să-ți afecteze la un moment dat mental. Dar continența este o formă de creștere. Și abstinența este o formă de creștere secaului. Absolut. De ce? Vin la mine oameni care îmi zic, cum le zice femei mai ales. Eu nu... Aș vrea și eu să fac, să am orgasm și n-am. Bun. Și care e problema? Păi zice, nu înțeleg de ce n-am. Și pur și simplu, dacă măsură la nivel interior, nu vrea să aibă. Pentru că prin orgasm se pierde din energie. Se pierde din energia secaului. Adică, orgasmul și mai ales, ăsta e un șarpe, da? Noi avem o noțiune greșită asupra termenilor. Îngerul ăsta poate să fie făcut din miliarde din îngeri mici. Adică ceva de genul ăsta. A, da? Ei, așa și secaul. Secaul nu este o imitare. Buf.
E, poate să fie o entitate. Mă rog, nu așa, nu vreau să fac. Înțelegi ce vreau să spun? Deci șapele Kundalini este de fapt o entitate formată din entități mai mici, corect? Ați înțeles ce am vrut să exprim eu aici? Asta e un șapel. Dar e format din entități mai mici. În momentul orgasmului, ce se întâmplă? Ăștia sunt alți șapi și al Kundalini. Vă dați seama cam cât are un secar dacă o ejaculare are câteva milioane? De șerpișori? Larve, să spun. Da? Dar tot aici vin. La nivelul lui. Deci, ăsta este format din entități mai mici numite larve. Ca să cresc, trebuie să împostez larvele astea. Ejaculând, le pierd. Bărbații pierd. Ejaculând. Mai departe. Deci, păpica îi crește. Evident, calitatea entităților este alta în iarbă, alte entități sunt în iarbă, sau în fructe, și alta în carne. În carne există mai multe entități negative. Deci de ăștia. Imaginați-vă că avem mâncare, da? Și cea mai bună mâncare, să zicem, e salata de nu știu ce. Asta e de cerul cel mai înalt, da? Ei, carnea este cea mai joasă. Ca vibrație. Și atunci, eu în funcție de ce mănânc, îmi hrănesc toate câmpurile. Păi dacă mănânc roșu, unde se duce roșu? La nivelul câmpulesc. Dacă mănânc verde, unde se duce? La nivelul câmpulesc. Dacă mănânc culoarea aia, unde se duce? La nivelul ăsta. Evident că nu mai prea mâncăm noi indigo și violet. Dar mâncăm albe, nu? Mâncăm... N-avem barză albă, n-avem... păstârnac și alte chestii de-astea care au culoarea asta. Evident că ajung la câmpurile de culoare respectivă. De vibrație respectivă. Să demonstra științific existența lui? Se caute? Nu. Știu că există o tentativă de a fotografia. Dar nu știu dacă a reușit. Încolocit. De două ori jumătate sau ceva de genul ăsta la baza culoare. Nu știu dacă a reușit. Dar mai e o chestie. Dom'le, trebuie să-l găsești și pe ăla care să poți să-l fotografiezi. De ce? Păi, la un om șarpele Kundalini poate să fie cât un piton. Și la noi să intre în corp, să stea sub picioare. Deci nu e efectiv în el. Și la un om poate să fie atât de mare încât nu intră în blocul ăsta. Și la un om e mic de tot. Și pe ăla ai putea să-l vezi. Deci depinde de om. Nu la toți oamenii ai putea fotografia. S-ar putea, cum să spun eu, eu am văzut un șarpe Kundalini la o doamnă care, deci, m-a dus în ceacă 2, da? Și am văzut doar așa. Adică m-am uitat și eram deasupra. El are niște fante, când te uiți de sus în jos. Imaginați-vă, ăsta e centru. Ăsta este el. Și are niște fante, așa. Și pe măsură ce se măresc fantele, el se trezește și el se deschide. Până când se transformă în fantă. Și eu eram undeva aici. În moț. Mă dă era de mare cu fantă. Deci nu. Depinde de șapte cum are. Adică, pe asta dacă nu se fotografiez. Nu am trezit, poate influența trezirea altor oameni din jurul lui? Sincer, cred că poate să dea un imbold. De ce? Eu cred că există totuși nevoie, ca și coacerea. E nevoie de o anumită lumină ca să un om să se trezească. Cred că e determinată și de o lumină exterioară. Și cred că intratul în câmpul unui om care are lumină produce la un moment dat trezirea spirituală. E ca și cum ai prelua de la el. E un efect de lanț. Părerea mea? Nu știu. Eu am observat un lucru, că la început îmi veneam puțin oameni treziți, acum vin din ce în ce mai mult. Odată înainte era unul la nu știu câte săptămâni, acum, dacă n-am doi pe zi, nu sunt bine.
Nu îți dai seama că omul e trezit. Să nu soară. La ce nivel este trezit? Păi nu prea ai cum, că eu nu văd. Deci eu nu mă uit. Astral să mă uit, n-am timp să pierd. Atunci măsor cât s-a trezit, la ce nivel e șapele Kundalini. Deci nu stau să mă uit să văd unde s-a trezit și la ce nivel e omor. Nu. Trezirea, ai spus că se comportă diferit. Tot mai mulți oameni se trezesc și au fel de fel de stări. Da. Diferite. Și absolut. Înțeleg... Depresii, agresivități, uri, cum să spun eu, manifestări negative față de persoanele care nu le-au făcut nimic. Dacă întâlnești un om și vine să-ți iei capul și nu știi de ce. Păi evident că rămân karmele de altă dată. Poți să ai manifestări relativ la copilul tău. Deci, te trezești, înăuntru nu ai importanță că e copilul tău. Tu îl vezi pe dușmanul tău care te-a omorât altă dată și vine de gâlile pământ. Se poate întâmpla. Absolut. Care e modalitatea de promovare a acestui fenomen? Adică? Cum adică de promovare? De promovare, nu. A cui? Da, se știe. A acestei trezire, acestui... Păi cine să o promoveze și de ce? Majoritatea nu știu despre ce e vorba și n-au găsit informație nicăieri. Dar ce? I-a împiedicat cineva să caute? Nu s-au căutat. Eu nu cred că dacă dai Google trezire spirituală, nu găsești nimic. Nu se poate. Păi de-aia am vorbit despre trezirea spirituală și conștiința de sine. Trezirea spirituală este un lucru care se întâmplă firesc. În viața oamenilor. Punct. Și asta o să fie și o să fie și de acum înainte. Problema este că nu avem destui oameni pregătiți care să ocupe de oameni care se trezesc spirituală. Pentru că nici măcar eu nu pot să mă ocup de ei. Pentru că cu oamenii ăștia trebuie făcută psihoterapie. Adică ei trebuie învățați ce caută pe planeta asta. Ori pentru asta trebuie să formezi psihoterapeuții care să înțeleagă asta și care să poată să ajute, să aibă noțiuni de energetică, de spiritualitate, de psihologie, de psihoterapie, ca să poată să îndrume. Și de mult, câteodată poate că chiar trebuie să intri cu medicație în anumite locuri. Că nu se pot stăpâni, nu stăpânesc când vor să se sinucidă automat, trebuie să intri cu medicație. Altceva. Bun. Deci, o concluzie. Șarpele Kundalini este Îngerul căzut de pe vremea Lucifer. Da? El doarme de cele mai multe ori. Se trezește. Când se trezește, trece printr-o grămadă de stări care sunt insomnie, se exacerbează, instincte sexuale, depresia, etc. Manifestări pe care nu le-a văzut să până atunci. Uri, neînțelegeri, inadaptabilități, etc. El, pe măsură ce evoluează și se adaptează, urcă, evoluează spiritualul, se rezolvă din plățile karmice, pentru a se elibera, se transformă în floarea de lotus, apoi se întoarce și închide coada, se transformă în funcție de opțiunea lui de a-i sluji lui Dumnezeu, în înger sau demon. Da? Iar pe această cale poate să ajungă până la nivelul celui 10, adică unde este Trinitatea, mă rog, îngeri, îngeri cu două aripi, sfinți, etc. Până la nivelul cel 10, pe partea asta, în funcție de alege, până la nivel de minus 6 și ceva acum, ultimul an. Deci asta în funcție de propria lui alegeri. Și am preguntat în iară. Vârstă, caracteristicile umane, toate însușirile unui om, însușiri, mă refer la da, însușiri. Însușirile psihice ale unui om. Ca și îngerii, de altă, și care sunt caracteristici divine sau demonice. Și mă rog, pentru el, Dumnezeu a creat această lume ca o ca un imens teatru în care poți să experimentezi absolut orice. În speranța că o să înțelegem că nu merită să fim noi, ci că merită să fim buni și să-L iubim pe Dumnezeu și să ne întoarcem la El. Da. Doamne.
Ce vreau să vă zic? Eu nu cer să fiu crezut. Astea sunt rezultatele, hai să zicem, muncii mele de 20 de ani. Și am ajuns la această înțelegere în momentul în care nimic și niciun, cum să spun eu, tot ce se întâmplă în jurul nostru poate să fie explicat prin schema asta. Oare asta trebuie să fie, cum să zic eu, schema psihicului meu trebuie să explice tot. Inclusiv patologicul, inclusiv paranormal. Deci, pentru mine e foarte simplu. Asta se transformă, da? În momentul în care se transformă, alege îngeri sau demoni. Păi, în funcție de demonii sau îngeri pe care am puteri psihice superioare, telepatice, telekinetice, mentaliste, le am? Dacă am demoni mari sau îngeri mari? Da sau nu? Păi nu, asta sunt atât de îngeri sau demoni. Deci, automat, am explicat. Și patologicul, pe posesia, depresia, lipsa dorinței de viață, bolile, dar și calitățile divine. Deci, vrem, nu vrem, inclusiv Sfinții intră în schema asta. Sesa? Bun. Cam atât despre șarpele Kundalinii. Pe parcursul ăsta să știți că ieși și înghite sufletul. Da? Sufletul ajută să urcă. Să urce. Sufletul ajută să se transforme. Dacă nu ai destul de lumină, aștepți până te transformi, până capăți lumina interioară ca să te transformi. Se transformă și demonii, da? Altfel. În funcție de sufletul pe care îl fură vrăjitoarea, de exemplu, de la cei care sunt fraieri să duc la el. Că astea se duc să le ghicească și își lasă sufletul la oameni. Și atunci se transformă și vrăjitoarea. Că eu am sufletul fraieri. Da. Așa că fiecare plătim ceea ce face prost. Adică, în loc să te rogi să, eu știu, să postezi, să la ala, faci altă prostie. Bun. Cam atât despre șarpele Kundalinii. Nu știu, sper să fi fost destul de destul de clar. Dacă nu, ne așteptăm întrebările voastre. Mai facem o emisiune la care să vă spunem la ce nu s-a înțeles. Mulțumesc! Vă doresc o seară!